Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă există un berbec relativ calm și conectat la natură, cu siguranță ești tu cea născută pe 12 aprilie. Un filozof de observație interesată de oameni, ai o personalitate prietenoasă, veselă și plăcută, care atrage mulți prieteni și admiratori. Comunicarea este forța ta. Știi foarte bine ce motivează ceilalți oameni și poți observa chiar și un truc bine ascuns. Generatoare de idei, cauți în mod constant în noi modalități uimitoare de a-ți pune în practică planurile, ai un simț subtil al umorului, elocvențe și știi cum să-i însufli dragostea pentru tot cei pe care îi întâlnești pe drum. Tu captezi în mod sensibil sentimentul public. Aptitudinile tale interpersonale sunt impresionante și prin manierele tale, este destul de posibil să se judece tendințele modei. Preferi să fii în centrul atenției și încerci să-ți transformi popularitatea în beneficiul celor ale căror aspirații și speranțele personifici. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, nevoia de a te apăra în viață, energie, cavalerism, guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru cantitatea de energie și ambiția. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, exprimarea directă. Ești întotdeauna sociabilă, deschisă, interesată de comunicare și secrete ale sufletului străin, veselă, în același timp filozof contemplator, ai multiple abilități în psihologie, ești un bun observator, inovatoare, vin permanență cu unele idei interesante, vorbitoare născută, carismatică și atrăgătoare, cu un minunat simț al umorului. Tu ai o mare dificultate în a-ți înțelege propria individualitate întrucât de cele mai multe ori ești obsedată de preocupările sociale, acționând exclusiv în interesul unei anumite organizații publice, nu ai timp să te ocupi de tine însă Îți Lipsa de introspecție se poate transforma în probleme semnificative și nu numai în cele morale, nu sunt excluse pierderile financiare majore sau coliziuni deschise cu legea. Dacă ești conștientă de acest pericol, vei încerca să completezi lacunele din educația ta psihologică, adresându-te colegilor, prietenilor sau rudelor, fie înscris, fie de pe podiumul public, ești incredibil de fericită atunci când reușești să-ți transmiți concluziile către o audiență care nu este întotdeauna dispusă să-ți accepte punctul de vedere. Tu afișezi un interes insațiabil față de evenimentele actuale și îți place să comentezi ceea ce se întâmplă. În acest sens, este posibil să poți pretinde că ești judecător sau profet. De aceea, izolarea periodică într-un colț îndepărtat este atât de importantă pentru tine. Vei putea evalua obiectiv observațiile tale, precum și experiența proceselor tale personale. În particular, ar trebui să eviți o reacție ascuțită și uneori chiar o intenționată la acțiunile oamenilor care contrazic opiniile tale. Pentru a menține echilibrul, este util să înveți toleranța, altfel în liniște excesivă poate face pe cineva nebun, chiar și pe cei din jurul tău. În acest sens, mântuirea poate fi în strălucit simț al umorului. Tu nu te gândești la tine însă țin afara ceea ce se întâmplă. Indiferent de locul tău de reședință, fie în oraș, fie în mediul rural, te vei găsi cu siguranță în epicentrul activității sociale. După ce treci de-a doua vârstă poți fi invitată să acționezi în calitate de arbitru, mediator sau pacificator, sau pur și simplu să participi la acțiune, de la comerțul cu animale până la pariuri. Te distingi față de alți nativi din berbec având astfel de calități, forță, Inteligență, independență, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp, fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, cum afectează data de 12 aprilie soartata, prezența sociabilității la cel mai înalt nivel și a manierelor sunt pur și simplu impresionante și fascinante la tine. Este obișnuit să te afli în centrul evenimentelor, dar îți poți purta faima și popularitatea pentru binele poporului tău, tu ești atât de ocupată cu îngrijirea socială încât nu există suficientă timp pentru a-ți cunoaște individualitatea. Cu alte cuvinte, lucrezi în beneficiul organizării publice și ești greu de înțeles, un astfel de dezavantaj va aduce unele dificultăți nu numai din punct de vedere moral, ci și din cauza pierderilor financiare mari și a problemelor deschise cu legislația. Prin urmare, dacă înțelegi consecințele lipsei, încearcă să te angajezi în autoanaliză și să încerci să umpli golurile educației. Îți place să informezi pe alții despre punctul tău de vedere, în special pe cei care cred contrariul. Tu îți prezinți gândurile în fața prietenilor, colegilor și apropiaților, sub orice formă atât în scris, cât și de la tribuna oratorică. Ați transmite gândurile oamenilor care nu le pricep înseamnă să faci o lucrare foarte utilă. Îți dă o mulțime de emoții fericite, cu excepția cazului în care audiența este atât de lentă încât de patetică. Prin urmare, ai nevoie de prieteni, printre care în întotdeauna vor exista oameni cu minte asemănătoare. Tu atragi cu ușurință reacții dure și vicioase ale oamenilor cu viziune opusă asupra lumii. Toleranța ta va beneficia prin urmare, pentru a echilibra percepția de calitate pozitivă, de umor. Natura ta aspră te va ajuta la îmbunătățirea capacității de a râde de tine. Dragoste și compatibilitate În dragoste, nu numai că ești pasională și persistentă, dar și rece și indiferentă. Ești rupt între dorința de independență și dorința de comunicare fiabilă, dar relația este mai importantă pentru tine. Cu un partener asemănător, ești gata să creeze o uniune stabilă pentru viață. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți, un sagedator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente unii matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului, capricorn, taur și balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești foarte sensibilă la moda socială, la gustul public și la cele mai recente tendințe și dorințe ale societății. Ești predispusă să-ți construiești imaginea pe baza așteptărilor cele mai la modă ale lumii. În acest sens, te caracterizează ultimul strigăt al modei, întotdeauna fiind adevărata sa reflecție. Aceste lucruri îți permite să fii întotdeauna în centrul atenției la o varietate de petreceri. Gloria și popularitatea nu sunt neobișnuite pentru tine, dar de cele mai multe ori, nu te bucuri deloc de roadele carismei tale, ci încerci să-ți transformi influența în binele grupului de oameni ale căror vieți încerci ale îmbunătății. Înțelegând ceilalți oameni și societatea, tu nu te cunoști deloc, nici măcar nu ai timp să-ți cunoști sinele, deoarece tot acest timp a fost acordat serviciului public sau politic. Uneori, o astfel de ignoranță a propriei naturi aduce recompense neplăcute. În cazuri extreme, acestea pot fi chiar probleme financiare sau dificultăți cu legea. Cea mai mare fericire pentru tine este să fii auzită și aprobată de o audiență largă. Pentru tine, nicio o pedapsă nu este mai teribilă decât o mulțime indiferentă. Cel mai adesea, tu nu exprimi cele mai populare puncte de vedere din partea mulțimii, deci este extrem de important pentru tine să câștigi înțelegerea și să-ți transmiți viziunea asupra lumii pentru toată lumea. În această privință, este important să ai prieteni care ar putea să te susțină într-un moment dificil de lipsă de popularitate din partea societății. Poți fi un expert experimentat în probleme de drept și ordine, fundații publice, și alții sunt bucuroși să ți se adreseze pentru sfaturi. Riscul este să cazi în admirație de sine și încredere în sine, și poți găsi într-o bună zi opinia ta ca fiind adevărul final. Pentru a împiedica acest lucru, Trebuie să te retragi din când în când și să reflectezi mai mult asupra ceea ce se întâmplă, evaluând critic constatările tale. Sănătate și boli Ești înzestrată cu o constituție sănătoasă, cu excepția cazului în care o subminezi cu nicotină, alcool sau droguri, și o subestimare elementară importanței somnului, a exercițiilor fizice și a dietei. Optimismul duce adesea la neglijență, iar din neglijență este ușor să se mute la boală. Cea mai importantă condiție pentru menținerea unei forme sănătoase este confortul spiritual, în care te poți dizolva, ascunzându-te de problemele din jur. În ceea ce privește produsele alimentare, prefer să mănânci cu prietenii, având în vedere că este un mijloc de comunicare, adesea de conținutul farfuriei, concentrându-te asupra subiectului conversației dacă vorbesc despre calitatea alimentelor consumate, pentru tine este mai potrivită hrana cu mirodenii și mâncare destul de satisfăcătoare, mai degrabă decât excesiv de sănătoasă și, prin urmare, lipsită de gust, destinul și norocul. Vibrațiile din această zi sunt atât de pozitive încât îți dau o fericire aparte. Sub auspiciile soarelui și ale lui Jupiter, soarta ta este luminată de soarele bucuriei, Fericiri, iubiri, luxului și bunăstării, poți întâlni norocul și succesul peste tot, din copilărie, ești înconjurată de dragostea rudelor, crești în condiții excelente, întotdeauna ai o stare bună de sănătate, ești veselă, talentată și îndrăgostită, totul vine ușor pentru tine. Energia frumosului nostru luminator, soarele, care de energie vieții tuturor celor care trăiesc pe pământ, te hrănește generos, oferindu-ți vitalitate, longevitate, sănătate și fericire puternică, îți dăruiește harul lui, ești încrezătoare în sine, moderat ambițioasă, ești interesată de tot ce este nou, dar ai o atitudine rezonabilă față de viață, ești predispusă la științele oculte, realizezi întotdeauna prosperitate, poți trăi în lux, făcând o carieră minunată. Sfaturi pentru tine. Încearcă să ai mai multă încredere în propriile puteri. Nu căuta întotdeauna atenția și aprecierea celorlalți. Este deseori un semn de nesiguranță. Analizează-ți limitele. Să nu crezi că ești mai presus de legi. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, Florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atrage deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac, iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manichiură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.